Este o mare bucurie că noi am găsit timp să fim împreună în această casă de rugăciune. Încă o dată facem maratonul împreună în această 50 de minute pe care noi avem. Vrem să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Am descoperit până acum că numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Amin? Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Și astăzi, predica de astăzi nu va fi aceasta care este plăcută, dar tot important este. Amin? Pentru că fiecare dintre noi trebuie să fie pregătit pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Uitați, frații mei, haideți în cartea lui Apocalipsa. Apocalipsa, vă rog să fiți foarte atent. Vreau să cere că tinerii mei de la Câmpenița, de la The Hope Singers, vreau ca voi să fiți împreună cu mine, să fiți foarte, foarte clar pentru fiecare persoană care este aici. Uitați, în cartea lui Apocalipsa, Apocalipsa capitol 14, versetul 6 și versetul 7. Uitați ce este scris. Da? Și am văzut un alt înger zburând, care zbura prin mijlocul cerului, da? Cu evanghelie veșnică, da? Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, da? Oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Ce zicea? El zicea cu glas tare, da? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. De ce? Căci a venit ceasul judecății lui. Da? Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Mulțumesc! Mesajul pe care noi găsim aici este aceasta. Am văzut un alt înger zbura în mijlocul cerului. Ingerul aceasta nu este altcineva decât tu și eu. Amin? Galateni capitolul 4 cu 14. Galateni capitolul 4, versetul 14. Numai se dovedește această puncte și după aceea să mergem mai departe. Uitați ce este scris. Am văzut un alt înger zbura în mijlocul cerului. Are evanghelia veșnică. Uitați ce este scris. Aha. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul vostru. Ci da? Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. M-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel aici a fost ca un înger. Nu înseamnă că Pavel era înger, dar Pavel era un mesager al lui Dumnezeu. Amin, frați mei. Și atunci, Biblia spune, am văzut un alt înger zbura în mijlocul cerului. Seamnă ultima mesaj pe care noi vom predica în toată această săptămână care a rămas, este mesaj care trebuie să atrage pe noi mai aproape de Dumnezeu. Amin, frați mei? Și când noi predicăm această evanghelie, este evanghelia veșnică, să fie propovăduit în tuturor oamenilor. Și Biblia spune în cartea lui Matei, Matei capitol 24, versetul 14, spune așa despre această evanghelie. Matei 24, versetul 14. Da? Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Mulțumesc! Sfârșitul va veni numai după ce evanghelia aceasta va fi propovăduită. Dar Biblia spune așa, închinați-vă celor care a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apei. Și Biblia spune așa, moment când noi închinăm înaintea lui Dumnezeu, închinarea adevărat este închinarea pe care trebuie să știi, trebuie să închinăm la o zi adevărat. Amin? O zi adevărat, adică când? Biblia spune în cele 10 porunci, porunca a patra spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințească. 6 zile să lucrezi, să faci toate lucrurile tale. Dar ziua a șaptea este ziua închinată Domnul Dumnezeu al lui tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străin care sunt în casa ta. De ce? Căci în 6 zile Domnul Dumnezeu a făcut cerul, pământul și mare și tot ce este în el. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă, tino, și a sfințit-o. Vreau noi să înțelegem ceva. Prin aceasta Dumnezeu a făcut lucrurile acestea și El spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă. El vrea ca noi astăzi să închinăm înaintea lui Dumnezeu în ziua de odihnă, ziua sabatului. Amin, frați mei? Și închinarea adevărat trebuie să fie dat doar la Dumnezeu
adevărat. Amin, frați mei. Și ieri am studiat foarte clar. Oricum o să mergem împreună, să studiam împreună ce Dumnezeu spune despre lucrul acesta. Închinați-vă în mod adevărat. Închinarea adevărată, haideți în cartea lui Psalm. Psalm, capitolul 95, versetul 6. Închinați-vă celor care a făcut cerul, pământul și mare și zvorile ape. Uitați ce este scris. Da? Veniți să ne închinăm și să ne zmerim, da? Să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Mulțumesc! Venim să ne smerim. Amin, frații mei, amin? Venim să ne genuncăm înaintea Dumnezeu al nostru. De ce? Pentru că El este Făcătorul al nostru. De ce trebuie să închinăm înaintea Lui Dumnezeu? Pentru că mareția Lui nu pot să fie explicat. El este mare. Isaia 42, versetul 8. Isaia, capitolul 42, versetul 8. Ce spune Biblia? Isaia 42, versetul 8. Urmăriți-mă cu mare atenție. Ce spune Biblia? Isaia 48, versetul 8. Eu sunt Domnul. Acesta este numele meu. Domnul, aceasta este numele meu. Și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin, frați mei, amin. Vreau noi să înțelegem, când noi mergem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne smerim. Asta este prima lucru care astăzi noi am pierdut această parte din închinarea noastră. Am uitat să ne smerim când noi mergem înaintea lui Dumnezeu. Și mai multe ori noi rămânem să cântăm Doamne, Doamne, când Dumnezeu nu mai rămâne acolo. De ce? Pentru că în moment când noi venim în fața Lui împărat, trebuie să știm că numai El domnește. Eu sunt nimic. Uitați ce este scris în cartea lui Levitic. Levitic, capitolul 26, versetul 2. Uitați ce este scris. Levitic, capitolul 26, versetul 2. Una dintre lucrurile pe care am văzut, uitați, frați mei, am stat acolo în spate și prezbiter și alți oameni care a fost acolo spunea, hai să sunăm, cum se zice, aceasta sonorie. Ca, probabil oamenii pot să închide gura, să nu mai vorbesc, hai să sunăm. A sunat, oamenii nu au înțeles, a trebuit să sună încă o dată, a doua. Nici nu au înțeles și a zis, mai bine acum să intrăm, ce să facem? Dar înaintea lui Dumnezeu, vreau noi să înțelegem, frate, moment când noi venim înaintea lui Dumnezeu, deja noi pierdem această solemnitate ai prezența lui Dumnezeu și noi rămânem aici fără nicio Dumnezeu împreună cu noi. Cântam mie dor de cer când Dumnezeu nu va rămâne împreună cu noi. Vreau noi să înțelegem, frate, acum trăim în timp pe care ultimele profeție trebuie să fie împlinit. Dar în moment când noi am uitat despre prezența lui Dumnezeu, întrebarea este, când va veni ultima încercare pentru poporul lui Dumnezeu, o să stăm în picioare? Uitați ce este scris, hai să citim împreună. Să păziți sabatele mele. Să păziți sabatele mele. Și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Amin, frații mei. Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Să păziți sabatele mele. Și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Dumnezeu spune aceasta pentru că El știa și în vremea aceasta, în vremea de pe urmă, oamenii o să uită despre sabatul lui Dumnezeu și a doilea lucru o să uită despre să cinstim această ziua. Și nu numai aceasta, ci locașul sfânt. Lucrurile pe care am văzut acum în generația aceasta nu am văzut de când am crescut în biserica aceasta. Nu pot să uită într-o zi când eu predicam, când predica, cineva chiar desfășura așa, cum se zice, bomboană în fața mea. Eu predica aici și deja, cum se zice, șoaca, 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 șoaca. Și după aceea, începe să mănânc. Când eu încă predica. Și se pune întrebare, frații mei, când noi nu vedem prezența lui Dumnezeu, putem să mirăm? Nu mai vorbim despre guma de mestecat. Acum este la modă. Oamenii pot să trage guma de mestecat în biserică. După aceea a terminat, lipește acolo pe bancă. A plecat. Și în același timp, îngerul lui Dumnezeu uită. Și trebuie să notează orice lucru care să se întâmplă. Și într-o bună zi, fiecare trebuie să dea socoteala de lucrurile pe care el face
înaintea lui Dumnezeu. Urmăriți-mă cu mare atenție. Dumnezeu cere ca astăzi, în fiecare dintre noi, când noi venim înaintea lui Dumnezeu, să știm că Dumnezeu este la tronul lui. Amin, frați mei. Amin. Biserica, amin. Habacuc, capitolul 2. Habacuc, capitolul 2, versetul 20. Ce spune Biblia? Avem trei subiecte pe care vreau noi să înțelegem în același timp. Una pe care vreau noi să înțelegem este cum trebuie să comportăm în biserica, în locul lui Dumnezeu. A doilea, care este mod de închinare pe care trebuie să avem. A treia, ce lucruri pe care noi nu trebuie să facem. Când noi pregătim, am citit din Spiritul Profetic Matei, volum 5, unde este scris, dacă predicator nu merge și nu spune cum trebuie să fii comportat în biserică, a lăsat lucrare nefăcut și el trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru că nu a terminat lucrare. Vreau să vorbesc cu voi, frații mei. Adevărul pe care vorbesc la voi, vorbesc același lucru la mine. Amin, frații mei. Vine Domnul Iisus Hristos în curând și mulți dintre noi împreună cu copiii noștri vom fi pierduți. Și problema este, am uitat că Dumnezeu domnește în cerul. Mi-ar plăcea în această timp, frații mei, inimile noastre se arde de bucurie pentru că Dumnezeu este în mijlocul nostru. Ascultați-mă, frații mei, în fiecare timp când noi avem Dumnezeu în mijlocul nostru, este un privilegiu, este onoare pentru noi. Amin, frații mei, amin? Este onoare. El să vină să domneze împreună cu noi. Se închină înaintea. Noi se închinăm înaintea lui. El să binecuvinteze locul acesta cu prezența sa. Uitați ce este scris în Habacuc, capitolul 2, versetul 20. Aha. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Atunci? Tot pământul să tacă înaintea lui. Amin, frații mei. Toate pământul să tacă înaintea lui. Știi ce? Vreau să spunem. Am vorbit lucrurile acestea, dar am avut puțin succes. Alo? Repet. Am vorbit despre comportament în biserică, dar am avut puțin succes. După ce ai terminat, oamenii tot continuu cu guma de mestecă, tot continuu cu joaca de telefon, cum să zic, la telefon în biserică, încă continuu galagia, încă continuu. Copiii chiar vin astăzi, chiar pot să trimite pe copii cu jucărie să vină ce joacă la biserică. Am ajuns în starea unde copil pot să urcă chiar aici, la învon, să joacă în prezența al tău și tata și mama nu spune nimic. Și ele nu ai scrie așa. Dacă nu pot să controleze copiii, mai bine să rămâne acasă cu copii decât să face biserică să fie Babilon. Dumnezeu cere ca în această timp, frații mei, noi să mergem împreună cu El. Trebuie să înțelegem, frații mei, noi vom fi mântuiți doar pe calea ales de Dumnezeu. Amin, frații mei. Noi nu vom fi mântuiți cum noi vrem. Este ca și cum mai multe ori noi vrem, o, Doamne, eu vreau să fiu mântuit, dar lasă pe mine cu obicei al meu. Numai celor care vor fi schimbat în mod total, vor predea viața total înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi mântuit. Înaintea lui Dumnezeu nu contează, frații mei, că ai stat aici în biserică 40 de ani. Nu contează. Înaintea lui Dumnezeu nu contează că eu am cântat la cor de Hope Singers. E bine să cânte la cor de Hope Singers, dar nu înseamnă că vei fi mântuit pentru că ai cântat. Pentru că Dumnezeu în cer are suficient sopran. Dumnezeu în cer are suficient tenor. Dumnezeu în cer are suficient bas. Îngeri din cer pot să cânte mai bine. Dar Dumnezeu vrea ca noi să colaborăm împreună cu El. Amin, frații mei. Asta este ce Dumnezeu cere. De aia când Dumnezeu cere de la noi, El vrea ca noi să fim împreună cu El. Când noi cântăm, mi-e dor de cer, nu pasă de durere. Să cânta din inima curată. Amin, frații mei. Și inima care este smerit, pus înaintea lui Dumnezeu, se lasă pe Dumnezeu să dumnește. Și tu să fii nimic. Toată lumea se tac. Uitați ce este scris în Maturii, volum 5. Vreau să citesc aceasta din cartea Maturii. Maturii, volum 5. Pagina 492. Vă rog, aici este Maturii, volum 5. Pagina 492. Dacă veți găsi timp să ajungeți acasă, citiți până la pagina 500. Aici toate capitolele acestea vorbesc despre comportament
în biserică. Amin, frați mei. Eu vreau să noi să întoarcem înapoi la timp când oamenii intră în biserică. Exista elocvență. Cum se zice elocvență? Nu știu dacă se românește. Elocvență. Și oamenii era liniștit, nu putea să vorbească una cu cealaltă. Astăzi am ajuns la timp pe care biserica este ca și cum este la piață. Unde oamenii merg să spună, oh, fratele meu, cum este? Vai, cum a fost business al tău? Lucrurile merge bine? Ca și cum biserica a devenit un om unde noi putem să ne întâlnim cu prieteni vechi. Oameni buni, în momentul când noi venim la biserică, venim să ne smerim, să ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeu al nostru. Amin, frații mei. Vă rog, când vorbesc lucrurile acestea, vorbesc din inimă. Pentru că eu știu, acum pierdem această prezență a lui Dumnezeu și în această timp, încă așteptam ca Dumnezeu, când El va veni, să vină să ne ia acasă. Nu va fi posibil. Dar dacă noi astăzi ne smerim în cartea lui 2 Cronici, capitolul 7, cu 14, citiți împreună cu mine, 2 Cronici, capitol 7, versetul 14. Ceva pe care îmi place despre aceasta este, în 2 Cronici, acolo vorbesc despre cum era, în capitolul 6 vorbesc despre când Solomon a vorbit cu Dumnezeu, a primit această binecuvântare lui Dumnezeu pentru templu. Dar el spune așa, când el a acceptat, Dumnezeu a acceptat rugăciunea lui Solomon. Uitați ce este scris aici, da? Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin, frate mei, amin. Dacă cine? Spuneți mie, dacă cine? Popor a cui? Al meu. Părinți, vreau să spun lucrul acesta. Nu este dragoste. Se lasă pe copil să face gălăgia în biserică. Nu este dragoste. Nu este dragoste. Se lasă pe copil să face ce el vrea în prezența lui Dumnezeu. Gândiți-vă despre Eli. Eli a trebuit să moară datorită faptului că nu a educat pe copilul lui ce a trebuit să fie făcut. Copilul lui a fost deja mare, căsătorit cu soțiile și cu copiii acasă. Dar Dumnezeu spune, orice persoană care va aude cazul lui Eli, urechile lui va zbubui. Și păcatele lui nu va fi sters. Problema este, el a iubit pe copiii lui mai mult decât pe Dumnezeu. Am ajuns în generația unde, frați mei, am uitat despre Dumnezeu, mi-ar plăcea să vorbesc lucrurile frumos, să spunem, toți suntem curați, toți vom fi mântuiți, toți vom umbla pe marea de cristal, dar aceasta nu este adevărat. Astăzi noi tragem evangelizare. Când noi tragem evangelizare, vrem să chemăm la mai mulți oameni să vină la Dumnezeu. Dar spuneți mie, frații mei, dacă vine musafir la biserica noastră să audă această gălăgie, când ei sunt la zei lor, african, nu face nicio gălăgie. Înaintea zei lor, trebuie să închină așa, să fie tăcut. Chiar dacă, cum se zice, vrajitorul aceasta poate să pună această coadă de eu, nu știu de ce, în anumit soluția și să aruncă la tine, tu nici, parcă nici nu trebuie să sclipește ochii. Pentru că tu ești în prezența un om care este mare. Noi care suntem în prezența lui Dumnezeu adevărat, oare atitudinea noastră nu trebuie să fie mai bine, frații mei? Nu trebuie să fie mai bine? Rugăciunea mea este aceasta, București trebuie să fie mântuit. Amin, frații mei. Amin. România trebuie să fie mântuit. Dumnezeu cere ca noi astăzi să fim lângă El. Uitați ce este scris. Vreau să citesc aceasta din cartea Maturii, volum 5. Maturii, volum 5, pagina 492. Comportament în casa de rugăciune. Când intra, ascultați cu mare atenție. Ce spune Biblia? Spune spiritul profetic. Aha. Când intră în locul de întâlnire, da? Închinătorii trebuie să facă lucrul acesta, ținând seama că este sfânt, să meargă liniștiți la locurile lor. Amin, frații mei. Ce trebuie să facem? Alo, supărat pe mine? Nu. Ce trebuie să facă oamenii? Când merge la locul de întâlnire, locul de rugăciune, trebuie să merge liniștit. Mi-e dor de acest tip de rugăciune, de bisericile pe care noi am avut în vechime.
Unde oamenii știa, eu știa, am crescut cu tata care a fost presbiter. Tata era acasă, dar la biserică era presbiter. Când era presbiter la biserică, nu puteam să scoatem cuvintele când noi am ajuns la biserică. De ce? Pentru că tata era tata acasă. Când este în biserică, nu mai este tata, este preot. Și acum am trebuit să ascultă, pentru că el este slujitorul lui Dumnezeu. Acasă putem să jucăm cu el, da, dar în momentul când noi am ajuns în prezența lui Dumnezeu, nu mai este tată. Acum este preot în prezența lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea, frații mei, astăzi să întoarcem înapoi la același cărare veche. În cartea lui Ieremia, capitolul 6, cu 16, Biblia spune, mergeți înapoi la răscruceri drumurile și să căutați cararea aceea veche, aia cea bună, și întrebați care este calea cea bună și să umblați în ea și veți găsit odihna pentru sufletele voastre. Dar ei au zis, noi nu vrem să umblăm în ea. Rugăciunea mea este astăzi, cineva se hotărește să fii copil al lui Dumnezeu adevărat. Amin, frații mei. Cineva se hotărăște să spune, Doamne, eu de la azi încolo vreau să fii copil al lui Dumnezeu. Timpul nu mai este. Profeția este împlinită în timpul nostru. În curând, ultima zguduire pentru biserica noastră o să aibă loc. Și când va fi aceasta, frații mei, este scris, ele noi scrie în Matei, volumul 5, pagina 81, este scris, ce nor de plavă va fi vânturat în locul unde ochii noștri vede doar arie plină cu griu. Ce nor de plavă. Cu alte cuvinte, moment când noi vom uita scuduirea aceasta, când va avea loc, mai mulți oameni pe care noi am crezut că va fi muncit, va fi pierdut atunci. Problema este pas cu pas a umblat împreună cu Satan. Pas cu pas a uitat despre Dumnezeu. Uitați ce este scris. Hai să citim mai departe. Aha. Vorbirea obișnuită. Vorbirea obișnuită. Șoapta și râsul. Șoapta și râsul. N-ar trebui să fie îngăduite în casa de rugăciune. Când? Fie înainte. Și? Fie după serviciul divin. Amin, frații mei. Amin. Vorbirea obișnuită. Șoapta și risul, care nu sunt rele în ele însuși, la locul potrivit. Oare nu este bine pentru noi să râdem? E bine. Nu este bine pentru noi să șoptim? E bine. Nu este bine pentru noi, cum se zice, să avem vorbirea noastră? E bine, dar nu în casa lui Dumnezeu. Amin, frații mei. Hai să așteptăm până timpul de masă. La timpul de masă putem să discutăm cum vrem, putem să râdem cum vrem în prezența lui Dumnezeu. Biblia spune, bucurați-vă în Domnul. Amin, frații mei. Putem să fim bucuros. Dar în momentul când am ajuns în casa de rugăciune, este locul lui Dumnezeu. Uitați ce este scris mai departe. Da? O evlavie fierbinte, activă, ar trebui să-i caracterizeze pe cei ce vin să se închine. Dumnezeu cere ca noi astăzi să ascultăm cu atenție. Hai să citim următorul pasaj care spune, ok, dacă unii trebuie să aștepte, urmăriți-mă cu mare atenție, tot același pasaj. Ce este scris? Dacă unii trebuie să mai aștepte câteva minute înainte ca adunarea să înceapă, da? Aceștia să păstreze un adevărat spirit de devoțiune. Aha. Printr-o meditație tăcută, având inima înălțată la Dumnezeu în rugăciune. Amin, pentru frații ca serviciul divin să fie, să poată fi în mod special benefic pentru inimile lor și să aducă convingerea și convertirea altor suflete. Gândiți-vă despre lucrul acesta, frate mei. Dacă tu trebuie să ajungi la biserică mai devreme, slava Domnului, există oameni care vin la biserică mai devreme. Amin, frate mei. Slava Domnului. Dar când tu intri în locul de rugăciune, stai acolo, liniștit, meditezi, vorbesc cu Dumnezeu. Doamne, astăzi cineva va ridica, se va vorbi înaintea ta. Te rog, Doamne, binecuvintează pe gura care va vorbi și oamenii care vor asculta. Dă-ne nouă mesaj pentru noi pe care noi avem nevoie. Strigă către Dumnezeu, luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Și după aceea avem mare binecuvintare care vine de la Dumnezeu. Amin, frații mei. Uitați ce este scris mai departe. Ei nu trebuie să uite că sol cerești sunt prezenți în acea casă. Stop! Care sunt sol cerești, care sunt în această casă? Spuneți-mi. Ingeri, oameni buni, avem privilegiul de a avem această ingeri care vine în mijlocul nostru. Pentru ce? Să ascultă. Nu numai aceasta, se cântă împreună cu noi. Am citit în cartea evanghelizare unde este scris că când noi cântăm,
chiar dacă noi nu știu să cântăm frumos, dar când noi cântăm, pentru că inimile noastre sunt deschise înaintea lui Dumnezeu și îngeri cântă împreună cu noi. Doamne, nu ai murit degeaba. Amin, frații mei. Nu ai murit degeaba. Rugăciunea mea este aceasta. Maranata trebuie să fii mântuit. Amin, frații mei. Amin. Maranata trebuie să fii mântuit. Dumnezeu cere ca, pentru că El vrea să torne binecuvintare, pe care Biblia spune, El va deschide și ferestre cerească. Și se torne binecuvintare pe care nu vei găsi loc unde puteți să puneți. Domnul să aude rugăciunile noastre. Amin, frații mei. Uitați ce este scris. Da? Cu toții pierdem mult din dulcea comuniune cu Dumnezeu, prin neastâmpărul nostru, prin faptul că nu încurajăm momente de rugăciune și meditație. Pierdem mult. Vreau unde este scris când cuvântul este rostit. Dacă atunci când intră. Ok, citește aici. Uitați ce este scris. Șoapta, râsul și vorbirea din locurile obișnuite de afaceri, da? Nu pot fi admise în casa în care Dumnezeu este adorat. Hai să citim. Unde este scris când cuvântul este rostit? Vreau numai să citesc această pasaj, frații mei, și după aceea să merge la următorul pas, când cuvântul este rostit. Uitați, frații mei, alți sunt obișnuit, moment când predicatorul începe să predice, nu știu aici, dar la mai multe locurile, moment când predicatorul ridică să predice, deja sfinții începe să închide ochii. S-a întâmplat, fratele meu? Nu știu. Probabil aici sunt sfinți. Mulțumesc. Dar un lucru pe care am văzut este aceasta. Moment când predicatorul ridică și se predice, sfinții închide ochii. Nu știu dacă ei se roage rugăciune tăcută, nu știu, dar nu cred. Dar când s-a terminat predica, sunt primii să spune amin. După aceea, hai să plecăm acasă. Cum a fost la biserică? Frumos! Vai! Ce a vorbit omul ăla? Ce a înțeles? Vai, ce frumos a fost! Ce a fost spus? A fost frumos! Aici, s-a terminat. Uitați ce este scris. Hai să citim împreună. Da? Când cuvântul este rostit, da? Trebuie să nu uitați, fraților, ca? Să auziți vocea lui Dumnezeu prin slujitorul său delegat pentru acest lucru. Este vocea a cui care vorbesc acum, frații mei? A cui vocea este aceasta? A lui Dumnezeu. Nu contează cum este om. Ce este important este când Dumnezeu vorbește ceva, hai să punem în practică, să umblăm după voia lui. Amin, frații mei. Numai așa putem să fim mântuit. Dragi tineri, ascultați cu mare atenție. Nu avem cum să fim mântuit când noi facem ce noi vrem pentru că suntem în epoca de aceasta. Nu avem cum putem să fim mântuit că noi amestecăm guma în gura noastră pentru că, oricum, eu nu am nicio problemă pentru că așa eu îmi place. Nu avem cum noi putem să îmbracăm cum noi vrem. De ce? Pentru că asta este ce eu îmi place, asta este stilul al meu. Când noi mergem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu contează. Amin, frații mei. Și eu sunt nimic. Rugăciunea mea este aceasta. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie mântuit. Amin, frații mei. Uitați ce este scris. Hai să citim împreună. Aha. Ascultați cu atenție. Ascultați cu atenție. Nu fiți absenți nici chiar pentru o clipă. Să nu dormiți nicio clipă. Pentru că prin această somnolență atunci pierdeți? Puteți pierde chiar acele cuvinte de care aveți nevoie cel mai mult. Satana știe foarte bine. Cine este asta? Ciprian. Satana uită la Ciprian și se spune, Ciprian are nevoie de mustrare la capitolul acesta. Ce să fac ca el să nu ascultă? Moment când Ciprian lua Biblia și se începe să citească, ascultă. Știi ce s-a întâmplat? În acest moment vine cineva și
Și când șoptește, aia trebuie să oprește, să nu mai gândești despre Dumnezeu, să uită să asculte ce spune prieten și să începe să vorbesc cu persoana aceasta. În acest timp, satana este la locul se vede ca cuvintele care trebuie să salveze pe el se trece. După ce a trecut, el se trezește și se începe să asculte încă o dată. Deja partea lui a trecut. M-ați înțeles, frații mei? Satana este un general iscuțit care știe ce el face. Frații mei, lucrurile pe care vorbesc nu este batalia care este, cum se zice, de doi bani. Este batalia adevărat. Mai mare decât batalia care este în Siria. Batalia aceasta este foarte mare decât cum este America cu Rusia. Batalia aceasta este foarte mare. De ce? Pentru că satana știe. Dacă noi putem să pierdem suflete, el știe. Păcatele noastre nu va fi pus asupra lui. Hai să citim. Dacă Dumnezeu știe că există tineri în bisericile noastre. Uite ce este scris. Satana? Mm-hmm. Satana și îngerii săi sunt foarte ocupați. Creând ce? Creând o stare de paralizie a simțurilor, astfel ca avertizările și mustrările să nu fie auzite. Stop! Când noi mergem la biserică, satana vine, da sau nu? Spuneți-mi. Da! Ca să vină, ca să închină înaintea lui Dumnezeu? Voi ați citit din cartea lui Iov, capitolul 1, versetul 6. Când copiii lui Dumnezeu a adunat înaintea lui Dumnezeu, și satana a venit ca să închină? Nu! Și Ellen White scrie în cartea lui Maturii, volum 5, pagina 519. Mă scuzați, este Tragedia Veacurilor, pagina 519. Este scris așa, când noi adunam împreună, satana cum a apărut înaintea lui Iov, apare și în bisericile noastre. Când noi venim la biserică și satana vine. Dar ținta lui este ca noi să nu închinăm înaintea lui Dumnezeu cum trebuie. Oameni buni, cine a înțeles pe mine, sincer, cine a înțeles pe mine până acum? Mi-ar plăcea ca fiecare persoană să știe. Satana vine. De aia satana nu are frică ca acum Godfrey predică. Nu! Dar întrebarea lui satana este, ok, cine are problema? Roxana, ok, mai bine să ațintești acum ținta mea, cum se zice, pistol al meu la Roxana, ca Roxana să nu ajunge. El nu scrie așa, la anumit timp, satana ce el face este, studiază, să uită ce subiect va fi vorbit astăzi. Și după aceea, cheamă pe persoana care are nevoie de subiectul acesta la altă parte. La alți oameni face pe ei să mănâncă prea mult dimineața. În așa fel că când vine la biserică, deja sunt dormit. Mintea nu mai funcționează. La alți oameni face pe ei să vorbească, la alți oameni mai multe lucrurile. Dar rugăciunea mea este aceasta, frații mei. Hai să fim atent. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți din împărăția Lui. Amin, frații mei. Noi nu facem Dumnezeu favoară. Noi facem favoară pentru cine, frații mei? Pentru noi înșine. O întrebare, frații mei. Logică. Dacă noi nu vrem să mergem în cerul, ce căutăm noi aici? Nu m-ați înțeles? M-ați înțeles, frații mei? Dacă noi nu vrem să mergem în cerul, ce căutăm noi? Dar dacă noi mergem în cerul, atunci de ce nu trebuie să ascultăm ce spune Dumnezeu? Pentru că doar prin ascultare de Dumnezeu putem să fim mântuiți. Frații mei, nu este adevărat? Dacă Dumnezeu spunea, bei ce tu vrei, bei, mănâncă ce tu vrei să mănâncă, îmbracă cum vrei, vorbesc cum vrei, oricum eu sunt Dumnezeu iubitor, o să intră în împărăția cerului. Atunci era mai ușor. Dar de ce Dumnezeu trebuie să pune legea lui? Dacă el nu este serios. De ce Adam și Eva ar trebui să fie maturat din grădina Eden pentru că ei au mâncat fructe cu vitamina C? Dacă Dumnezeu nu înseamnă ce El a spus, dacă nu ești serios prin cuvântul Lui, ascultați cum are atenția, frate mei, vreau să gândesc mai multe ori despre lucrurile acestea și se spune, oare Dumnezeu joacă cu cuvinte? Și Biblia spune, din prisosul inima vorbesc ce? Gura. Dorința Lui este ca fiecare persoană să fie mântuită. Amin, frate mei. De ce Dumnezeu a întârziat astăzi? De ce nu este aici? Pentru că încă așteaptă pe tine și pe mine să fii pocăit cu adevărat. Atunci El va veni să spune, copilaș, haideți acasă. Uitați ce este scris. Ce se întâmplă cu tineri? Ascultați cu mare atenție. Da? Uneori. Uneori.
tinerii și tinerele ce face? Au un așa de puțin respect pentru casa de rugăciune a lui Dumnezeu. În așa fel ca? Prin faptul că vorbesc continuu unul cu altul în timpul predicii. Stop. Este ca și cum. Asta a fost scris 100 de ani. De mult. Și astăzi noi vedem lucrul acesta în bisericile noastre pretutinde. Vorbesc una cu celălalt. Continu. Oameni buni, atunci de ce ai venit? Pentru că putea să vorbesc una cu celălalt unde afară să vină. Dar moment când tu ai venit, ai zis, vreau să vin în prezența lui Dumnezeu. Nu este așa, frații mei? Moment când noi am venit în prezența lui Dumnezeu, am spus, Doamne, vorbește tu, Doamne, și robul tău cum? Ascultă. Gândiți-vă despre Samuel. Se merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să spune, vreau să vorbesc cu tine, Doamne, dar el să spune, uite, vreau să vorbesc cu altcineva, Doamne, vorbește tu, eu ascultă, dar încă vreau să vorbesc cu cineva. Putea să primește darul profeție? Nu. Cu niciun chip. Tineri, mi-ar plăcea, tineri, să mă înțeleg această lucru. Dacă putea să înțelege lucrul acesta, atunci putem să spunem când toți bătrânii au murit, noi putem să vedem că există tineri care va ridica steagul lui Hristos care s-a scris cele 10 porunci și credința lui Iisus. Dar aceasta va fi posibil doar când noi știm să genuncăm înaintea lui Dumnezeu, să vorbim cu El cu inima curată. Uneori tinerile au lipsa de respect în așa fel ca ei continuă să vorbesc una cu celălalt în timp de predică. Haideți mai departe. Și? Dacă ar putea să-i vadă pe îngerii lui Dumnezeu privind la ei, ei și înregistrând comportarea lor, ar fi cuprinși de rușine și de dezgust față de ei înșiși. Dumnezeu dorește ascultători atenți. Există puncte pe care nu ai citit. Unde? Cu copilul sau? Vreau să citesc despre copil. Okay. Am găsit aici, aici. Ok, citesc din aici. Ascultați cu mare atenție. Satana. Stop! Și... vreau să pun întrebare. Copii, cine sunt copii pentru noi? Părinți, spuneți-mi, cine sunt copii pentru noi? Nu am vorbit românește corect? Cine sunt copii pentru noi? Ok, spune sunt copii. Ok, sunt o moștenire de la cine? De la Dumnezeu. Dacă sunt o moștenire de la Dumnezeu, știi ce înseamnă aceasta? Înseamnă, noi trebuie să prezentăm pe copiii aceasta ca copii al lui Dumnezeu. Noi am fost dat numai să fii lucrator, conlucrator cu Hristos, împreună cu ei. Și după ce noi am terminat antrenament, să spune, Doamne, aici sunt copii ai tăi, face ce tu vrei. Amini, frații mei. Dar ce este scris? Satana ce face? Satana și îngerii săi sunt foarte ocupați, creând o stare de paralizie a simțurilor, astfel ca avertizările și mustrările să nu fie auzite. Ce face Satana? Da, haideți? Sau dacă sunt auzite, ele să nu aibă efect asupra inimii și astfel să nu producă o reformă în viața lor. Acum ascultați! Uneori, un copil poate să atragă atenția ascultătorilor, hei, pentru ca sămânța cea prețioasă să nu cadă pe pământ bun și astfel să nu aducă roade. Satana știe foarte bine. Madalina îi place copii. Dar astăzi ascultă cuvântul. Satana pune întrebări. Ce să fac? Mai bine să lasă un copil să trece înaintea Madalina în așa fel ca Madalina când uită la copil, vai ce drăgălaș, vai ce îngerașă. Și copilul acesta, Satana face pe copilul acesta să joacă toate jocurile pe care pot să joacă în fața ei, numai ca să nu pierde pe Madalina. Oameni buni, lucrurile pe care vorbesc sunt lucrurile reale pe care Satana folosește astăzi ca noi să pierdem viața veșnică. Dar vestea bună este, suntem mai mult decât biruitori prin Domnul Iisus Hristos. Amin, frații mei. Ce Dumnezeu cere de la noi este, dacă noi auzim glasul Lui, să nu împietrim inima. Haideți să mergem înapoi la Dumnezeu să spunem, Doamne, noi ne smerim înaintea Ta, iartă-ne, vrem să pornim din nou împreună cu Tine. Amin, frații mei. Lucrul acesta trebuie să fie foarte clar.
Dacă aceasta este foarte clară, frații mei, următorul lucru este, care este mod de închinare? Vreau să spun, frații mei, la capitolul acesta, a apărut multe discuții. În așa fel că oamenii au ajuns la starea unde ei spune, mai bine să nu studiam despre subiectul acesta, pentru că, știți ce, noi o să rămânem cu dezbinările în bisericile sau acasă sau în orice întâlnire pe care noi avem. Vreau să spun, frații mei, Dumnezeu niciodată nu a lăsat pe noi fără adevărul Lui. Amin, frații mei. Niciodată. Și vreau să spun, frații mei, avem încă o dată altă bucurie de a știe că biserica aceasta există proroc. Of. Biserica aceasta există proroc. Și proroca aceasta, proroc este cineva care vorbește de la cine, frații mei? De la cine? De la Dumnezeu. Când oamenii au intrat aici în București, cei care au venit de la Târgu Mureș, când au intrat aici în București, a trebuit să folosească GPS. De ce GPS? Ca să poți să ajunge exact la ținta. Și Dumnezeu știa, noi avem nevoie de GPS. Și GPS aceasta este spiritul profetic. Amin, frații mei. Pentru noi să putem să fie călăuzim până la capăt. Mod de închinare. Moment când noi venim înaintea lui Dumnezeu, frații mei, este scris așa. Ellen White a fost întrebat întrebarea aceasta. Vreau să citiți în cartea... vei găsi lucrul acesta în cartea Rugăciune. Rugăciune. Pagina... Moment. Două sute șapte. Mai jos până la 209, 210. Una. Alta v-a găsit în cartea Solia Ales. Selected Messages. Solia Ales, volum 2, pagina 311 până la 314. Același capitol. Alta vei găsit în cartea lui Profeți și Rege. Capitol 2. Profeți și Rege. Capitol 2. Uitați, frate, Dumnezeu a dat ne nouă informația aceasta ca să nu rămânem fără știința sau cunoștință. Care este corect? Cunoștință, da? Fără cunoștință. Atunci Dumnezeu a dat ne nouă lucrul acesta ca nimeni să nu rămâne să spună, oh, nu am știut ce trebuie să fie făcut. Hai să citim împreună. În cartea Rugăciune, hai să vedem dacă asta este. Moment. Vă rog să aveți răbdare. Vreau să citesc aceasta împreună cu voi. Ok. Citesc aceasta, este ca capitolul 32. Dacă nu ați uitat, dacă ați uitat despre pagina aceasta, merge la capitolul 32 din Solia Ales. Dacă nu ați înțeles, puteți să mergeți la unde este scris atitudinea pe care trebuie să avem când noi venim înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce este scris. Hai să citim. Aha. Am primit scrisori în care am fost întrebată cu privire la atitudinea potrivită când se înalță rugăciuni către suveranul universului. Ok, stop. Întrebarea aceasta este aceeași întrebare pe care noi avem și astăzi. Ce atitudine pe care trebuie să avem când noi mergem înaintea lui Dumnezeu? Uitați ce este scris. Răspuns. Vreau noi să înțelegem ceva, frații mei. Aici este scris despre cum trebuie să comportăm când noi mergem înaintea lui Dumnezeu. Ce este scris? Aha. De unde au primit frații noștri ideea că trebuie să stea în picioare când se roagă lui Dumnezeu? Stop. Prima răspuns este, de unde am învățat această lucru? Că trebuie să rămânem în picioare când vorbim cu Dumnezeu. Înainte să mergem foarte departe, ok, pagina 19, ok, haideți mai departe. Vreau noi să înțelegem ceva, frații mei. La această capitol, ca să nu rămânem cu neînțelegerile la capitolul aceasta, există excepție. M-ați înțeles? Excepție. Există excepție. Care sunt excepția pe care oamenii pot să se roage în picioare? Cineva are problema cu spate.
și chiar nu pot să fac nimic. Dumnezeu spune și el înțelege lucrul acesta. Există anumit timp când Ellen White a fost în pat. A trebuit să se roage când era în pat. Amin? Nu numai aceasta. Există altă timp. Hai să spunem, biserica este înjesuit. Nu există nicio loc de rugăciune. Acolo putem să rugăm, să ne rugăm cu în picioare. De ce? Pentru că nu există loc. M-ați înțeles aceasta? A treia locul este când noi suntem pe stradă. Nu putem să oprim mașinile, să spunem, oprește-te mașina, acum vreau să se roage. Și după aceea aici, în fața, cum să zic, la colțul de stradă, să genunchez, acum eu vreau să înalță rugăciune. Aceasta este numit ipocrizia. Dar în locul tău privat și în biserică, locul public de rugăciune, este privilegiul nostru să genunchăm înaintea lui Dumnezeu. M-a auzit cineva folosea Marcu capitolul 11, versetul 25 spune, când stați în picioare, iertați una cu celălalt. Vă rog, urmăriți încă o dată ce este scris acolo. Nu vorbesc despre poziția, dar vorbesc despre dacă cineva, dacă Domnul este cu noi, cine poate să stă împotriva noastră? Sau ziua mielului a venit și cine poate să stă în picioare. Aceasta nu înseamnă că oamenii trebuie să stea în picioare așa, nu. Aceasta vorbesc despre poziția. Dar în această timp când vorbim despre aceasta, vorbesc despre ce noi trebuie să știm. Lucrurile, atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu, reverența înaintea lui Dumnezeu. Acum citiți mai departe. Urmăriți-mă cu mare atenție. Da? Cineva care a fost educat timp de 5 ani la Battle Creek, da? A fost invitat să conducă rugăciunea înainte ca sora White să le vorbească oamenilor. Și ce a zis sora White? Totuși, când l-am văzut stând în picioare, în timp ce buzele lui erau pe punctul să se deschidă în rugăciune către Dumnezeu, ascultați? Mi s-a tulburat sufletul. Cine a fost tulburat suflet? Cine? Sora White. Și? Și am simțit că trebuie să-i adresez o mustrare publică. Și atunci? L-am chemat pe nume și am zis, apleacă-te pe genunchi. De ce? Aceasta este poziția potrivită întotdeauna. Pleacă-te pe genunchi, pentru că aceasta este poziția potrivită. Când, frații mei? Întotdeauna. Aceasta înseamnă, momentul când noi venim înaintea lui Dumnezeu, frații mei, este timp pentru noi. Nu înseamnă că tu ești fariseu pentru că noi am genuncat înaintea lui Dumnezeu. Nu! Uitați ce este scris. Vreau să citesc un pasaj numai aici. Uitați ce este scris. Da? A îngenunchea când ne rugăm lui Dumnezeu este atitudinea cea mai potrivită. Hey. Actul acesta de închinare le-a fost cerut celor trei tineri evrei care erau robi în Babilon. Dar un astfel de act era un omagiu care trebuia să fie adus numai lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Vreau noi să înțelegem. Ascultați-mă, frații mei. Vreau noi să înțelegem ceva. Înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu cere ca noi să genuncăm înaintea lui. Ca un semn care arată noi suntem smerit înaintea lui. Vreau noi să înțelegem ceva. Satana, când a avut lupta cu Domnul Iisus Hristos în pustiu, ce a cerut de la Domnul Iisus Hristos? Să se roage în picioare sau să cad la pământ? A zis, cad la pământ. De ce? Pentru că el știa, pentru închinare trebuie să încade la pământ, trebuie să genuncheze. Aceasta trebuie să fie onoră care trebuie să fie dat înaintea lui Dumnezeu. Nebucadnețar, când a făcut aceasta, cum se zice, chipul de aur, ce a cerut toți oamenii să facă? Genuncați înaintea aceasta. Și de ce nu au genuncat Shadrach, Meshach și Abednego? Pentru că a știut că aceasta trebuie să fie dat lui Dumnezeu. Și sora White, când a fost întrebat, uitați, frații mei, vreau să dau vouă versetele care a fost dat. Matei, Luca, capitolul 22, versetul 41. Astea sunt versetele pe care Ellen White, când a fost întrebat, a dat în răspuns la aceasta. Uitați ce este scris. Haideți să citim împreună. Luca 22, 41. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, da? A îngenunchiat și a început să se roage. Mulțumesc! Și după aceea, haideți să mergem la cartea lui Fapte Apostol, capitol 7, versetul 59. Astea sunt versetele care au fost folosite de sora White. Haideți! Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, privește Duhul meu. Okay. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne,
nu le ținea în seamă păcatul acesta. Ok, hai să lăsăm. Haideți în cartea lui Efeseni. Efeseni, capitolul 3, versetul 14. Folosește doar cuvintele, versetele pe care Ellen White a folosit când a fost întrebat această lucru. Uitați ce este scris. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumesc. Haideți în cartea lui Fapte Apostol, capitolul 20, cred, versetul 31. Ce este scris acolo? 20, 31. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, nu. Nu este aceasta. Ok, haideți în Daniel capitolul 7. Daniel capitolul 6, mă scuzați, versetul 10. Folosește același versetele pe care ea a folosit. Haideți, aha. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi, în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Mulțumesc! Putea să merge mai departe. Ellen White a arătat mai multe versete ca să spune, știi ce? Asta este poziția noastră pe care noi trebuie să avem când noi venim înaintea lui Dumnezeu. Uitați, frații mei, vreau să citesc această pasaj mai departe, pe care, ok, este Fapte Apostol 20, versetul 36, nu 31. Te rog, citește, fratele meu, 20, Fapte Apostol 20. Am luat din această solie ales. Fapte Apostol, capitolul 20, versetul 36. Citește. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Mulțumesc! Du numai aceasta. În cartea lui Fapte Apostol, capitolul 9, 40. Capitolul 9 cu 40. Astea sunt versetele care au fost folosit în răspuns la această întrebare. Da? Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Mulțumesc! Fapte Apostol 21, versetul 5. Să nu uitați, a fost răspuns la această întrebare. Uitați ce este scris. Aha. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-au petrecut toți cu nevestele, copiii până afară din cetate. Și? Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Ezra, capitolul 9. Ezra, capitolul 9, versetul 5 și versetul 6. Ezra, care a fost un preot cumpărat? Ce este scris? Urmăriți-mă cu mare atenție. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut pe genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre, și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Amin, frate mei, amin. Ok, uitați ce este scris aici. Atât în public, cât în închinare particulară, datoria noastră este să ne plecăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu atunci când îl adresăm cererile noastre. Actul acesta arată dependența noastră de Dumnezeu. Amin, frate mei. Lucrul acesta, când vorbesc cu voi, vreau noi să înțelegem, frate mei, când noi mergem înaintea lui Dumnezeu, să plecăm pe genunchi. Nu este subiect de discuția, de ceartă, de toate lucrurile acestea. Nu! În afară când avem ocaziile speciale, nu avem spațiu, sau cineva este bolnav, sau sunt pe stradă, sau sunt la lucrurile noastre. Dar în moment când noi avem locul și timpul de rugăciune, hai să ne plecăm pe genunchi, să vorbim cu Dumnezeu. Frate mei, când vă adunați pentru a vă închina lui Dumnezeu, nu uitați să vă aplecați pe genunchi înaintea lui. Actul acesta se dovedească faptul că sufletul, trupul și spiritul vostru sunt supus în întregime Duhul adevărului. Frații mei, putea să mergem mai departe, mai departe, dar vreau noi să înțelegem, Dumnezeu vrea ca noi, în smerenia, nu numai să nu faceți galagia, dar să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu. Am descoperit că am ajuns în situația unde chiar și tineri pot să stea în picioare așa și nu sunt gata să se plece pe genunchi. Dar oamenii care lucrează, eu lucrez cu grădina, am solară acasă. Când lucrez în grădină, știi ce, frații mei? Când trebuie să pune roșii acolo, trebuie să genuncheze. Se pune genunchi aici și se trage rândurile aici 22 de metri. Pe genunchi.
Oamenii care lucrează cu, cum se zice, cu țevile, care lucrează cu țevile, nu pot să lucreze așa, trebuie să genuncheze, să lucreze acolo. Noi putem să facem lucrul acesta, dar pentru Dumnezeu care a creat pe noi, care a murit pentru noi, nu putem să plecăm, frații mei. Mi-ar plăcea noi să înțelegem lucrul acesta. Nu este puncte teologică pe care noi putem să spunem, hai să facem dezbatere despre lucrul acesta. Lucrurile lui Dumnezeu sunt foarte clare. Dumnezeu vrea ca noi asta să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu cere ca tu și eu să fim mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Rugăciunea mea este aceasta. România trebuie să fim mântuiți. Frații mei, vreau să pun întrebare înaintea voastră. Cine a înțeles ceva astăzi? Amin? Și Dumnezeu spune, dacă poporul meu va smeri înaintea mea, va părăsi păcatele, eu va primi pe ei. Amin, frații mei? Dumnezeu ne asigură că El va fi împreună cu noi. Nu există nimeni care nu poate să fie mântuit. Dumnezeu cere ca atitudinea noastră să fie corect în fața de Dumnezeu. Astăzi, mă rog, ca Domnul să viziteze biserica noastră. El se zabovește în această biserică. Până noi vom termina în evangelizare. În fiecare dintre noi să știe, suntem în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți. Amin, frații mei. Hai să ne rugăm. O, Tatăl nostru care este în ceruri, am venit înaintea Ta în această dimineață ca să cerem iertare datorită păcatele noastre, atitudinile noastre. Mai multe ori am uitat despre prezența al Tău. La anumit timp am făcut galagia în biserică, la anumit timp am vorbit una cu celălalt, am uitat despre prezența al Tău. Te rog, Doamne, iartă-ne! Vreau să prind înaintea Ta popor al Tău, inclusiv eu împreună cu familia mea. Adesea ori am uitat despre mareția al Tău. Adesea ori am uitat despre faptul că Tu ești Dumnezeu și noi suntem creatura al Tău. Iartă-ne, Doamne! Dar vrem să cerem astăzi ca Tu să vizitezi pe biserica Ta cu îndurarea Ta și să aduți aminte de noi când Tu vei veni pe norii ceruri. Vreau să pun înaintea Ta și copiii noștri pe care noi antrenăm. Vrem ca și copiii noștri să fie mântuiți în împărăția Ta. Te rog, Doamne, fii cu ei. Ajută pe ei să știe că Dumnezeu este mare și Dumnezeu este dragoste. Fii cu noi astăzi. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, Te-am rugat, Îți mulțumim. Amin. Dragii mei, mulțumim de timp pe care voi ați petrecut împreună cu noi astăzi. Vreau să cer ca, vă rog, înainte de a deschide gura la cuiva, du-te să se roage prim. Și după aceea să fii sigur că cuvintele care va iese din gura al tău va fi cuvintele care vine de la Dumnezeu. Un lucru pe care am descoperit este aceasta. Satana este foarte, foarte șmecher. Nu știu cum pot să spun lucrul acesta. El așteaptă. Moment când cuvintele lui Dumnezeu sunt rostit, el așteaptă ca moment când oamenii ies afară. Cum pot să fură aceasta cuvintele de la oameni ca să pot să plece înapoi acasă afară nimic? Vai de cel care va fi o piatră de poticnină pentru cineva. Domnul să ne ajute, frații mei, ca noi să fim împreună cu El. Rugați-vă pentru mine seara aceasta. Am nevoie de prezența lui Dumnezeu mai mult decât de la început. Atunci când voi vei ruga astăzi, să nu uitați să vă rugați pentru mine și pentru subiect pe care noi avem seara. Astăzi, la ora 2, există cineva care va fi botezat la Târgu Mureș. Și persoana aceasta acum este bolnavă. Și dar a zis, vreau să fii botezat. Am primit telefonul aceasta, m-am trimis mesajul astăzi, ca Dumnezeu să fie împreună cu ei. Inima mea bate de bucurie, pentru că cineva a ales să fie pe partea lui Dumnezeu.
Frații mei, hai să alegem și noi. Amin? Să fim și noi pregătiți pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin.